Cine ajunge la Orșova nu poate scăpa din vedere mănăstirea Sfânta Ana, ridicată pe dealul Moșului. Biserica a rămas netârnosită, chiar și după al doilea război mondial, când a fost luată în custodia statului român. Abia după 1990, mănăstirea Sfânta Ana din Orșova a devenit ceea ce ctitorul său, Pamfil Șeicaru, își dorise, un așezământ de rugăciune neîncetată. Istoricul și ziaristul interbelic Pamfil Șeicaru a luptat aici în primul război mondial ca tânăr sublocotenent în armata română. Trecând printr-un moment greu în această luptă, când explozia unui obuz l-a îngropat sub pământ, a promis lui Dumnezeu că dacă va scăpa cu viață, va ridica o mănăstire închinată eroilor care au sfințit cu sângele lor aceste locuri în vara și toamna lui 1916. Părinții erau foarte credincioși, erau oameni simpli. Tatăl lui Haralambie era funcționar la căile ferate și mama casnică. Pe mama lui a iubit-o foarte mult, o chema Ana, de aceea și mănăstirea a dat numele de Ana, în numele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Și cred că din clipele acelea grele pe care le-a trăit sub pământ, atunci când a fost acoperit de explozia unui obuz. S-a putut ține de cuvânt după 20 de ani de la terminarea războiului, în 1936. Cu fonduri proprii a reușit să cumpere dealul acesta, care se cheamă Dealul Moșului. A tăiat drum prin pădure sau pe unde vroia să treacă drumul către mănăstire, a adus material pentru construcție, a angajat arhitecți și tot ceea ce era necesar pentru ridicarea unei mănăstiri. După terminarea construcției mănăstirii, în aproximativ 3 ani de zile, în 1939 s-a terminat construcția mănăstirii, și mergând la episcopul locului, mănăstirea sau locul ținea de Caransebeș în acea perioadă de Timișoara, episcopul a spus că nu poate să vină să sfințească mănăstirea deoarece n-a fost chemat la punerea pietrei de temelie. După terminarea războiului în 1944, mănăstirea a intrat în patrimoniul statului, venind regimul comunist la conducere, care cu timpul a fost transformată în tabără pentru copii, după aceea a luat-o birou de turism pentru tineret și mai târziu să ajungă restaurant chiar în biserică. Abia la data de 2 decembrie 1990 a avut loc sfințirea mănăstirii, iar la 20 octombrie 2005 a fost reînhumat pentru totdeauna în pridvorul mănăstirii Sfânta Ana, Pamfil Șeicaru. După Revoluție am venit un grup de măicuțe de la mănăstirea Tismana și am început cu ajutorul lui Dumnezeu slujbele, prima dată slujbele, am înșghebat ceea ce era necesar în biserică. Nu era nimic în biserică. Mănăstirea nu știu cât este de... Are așa o arhitectură puțin obișnuită, mă gândesc eu, dar locul este foarte frumos, este amplasat într-un loc deosebit, care în toate anotimpurile arată altcumva și parcă mai frumos de pe anotimp ce trece în altul. Astăzi, oamenii tânjesc după fermecătoarea oază de cultură și civilizație care a fost insula Ada Kale, sau insula Fortăreață, cum era cunoscută. Fâșia de pământ a fost așezată chiar în mijlocul Dunării, la 3 km de orășelul Orșova. Porțile de fier a năruit în 1970, ceea ce putea fi azi cel mai atractiv punct turistic din România. Oamenii
oamenii tânjesc după aspectul fostului oraș, după insula Dacale, care era un specific al zonei, și ei tot țin sau tânjesc după partea Banatului, că Banatul îi dădea o aură altfel decât cea pe care o dă Severinul. Dar acum țara este a noastră și toți suntem români, nu trebuie să ne mai gândim la zonele diferite care ne limitează. Vin turiști care cu timpul se transformă și în pelerini, știți, vin să se închine, dar am văzut că e multă nevoie de rugăciune și lumea, nu știu cum să vă spun, lumea e avidă de sfințenie. Știți cum, s-ating de orice este bisericesc, vor să ia aghiazmă, nu vă spun câtă aghiazmă ia lumea și câtă facem, nu mai reușim vara să, tot timpul facem aghiazmă. Anafură, își cumpără iconițe, ar vrea să le citească preotul la toți. Uite, iar ne lovim de preot, că n-avem preot. Lumea e, parcă s-a trezit așa la, în dorința de a fi lângă Dumnezeu. Își dau seama că fără Dumnezeu nu ești ca o frunză în vânt. Fără să fii legat de credința în Dumnezeu și de ajutorul Lui.